Salut și bine te-am găsit la un nou episod pe 5M. Episodul acesta luăm a 8-ul și îl vom transforma efectiv. Am muncit noi pe acelea ce am făcut, ce ne-am făcut. Mamă, dacă la toată lumea pe care o știam posibilă, dar avem bani să ne facem mașina. Și după ce am descoperit că mașina este un motor de 6 litri W12, evident, gata, lasă mâinile jos, evident nu o putem lăsa așa, știi? Oricum nu aveam în plan să las mașina stoc să arate așa, dar o vom face, nu o să mergem în partea exagerată, nu o să ne punem spoilere pe spate lip din acela sau mai știu eu ce alte lucruri, o vom păstra cu bun gust sau după cum cred eu bun gust, acum vă dați seama, părerile diferă întotdeauna, na. Dar să vedem ce putem să facem. O să mergem frumușel. Mi se pare că trebuie să o și repar. Am avut o altercație cu un băiat și mi-a spart geamul de la șofer. Dar asta este acum, ce să fac? Că să merg să depun plângere. Auliu, m-am trecut pe roșu. Să merg să depun plângere pentru un geam spart. Păi mai mult stau acolo decât înțelegeți. Plus că că v-am zis, mașina am primit-o, dar acum n-am mai dat să mai dau de dalea să mai... Norocul meu că domnul polițist a fost super de treabă când m-a oprit la vamă, că m-am dus alea. A fost super de treabă și... Na, te înțelegi cu oamenii când e totul frumos, te înțelegi cu ei, știi? Hai, vericule, reparăm și noi mașina asta, ce facem aici? Gata, hai să vedem. Deci vom începe prima oară, avem spoilerul, cum am zis, nu vom pune, sau dacă ar fi să punem ceva, posibil pe ăsta, deși nu știu, momentan nu. Bara față avem noi, categoric ceva de genul, nu? Categoric ceva de genul, zic? Sau, bine, și asta arată foarte bine. Și asta, așa, cu lip negru arată foarte bine, nu? Hai să o punem pe asta. Și mai avem bara pe spate. Avem un diffuser imens. Mie de obicei îmi plac lucrurile astea pe mașină, dar parcă e imens tare, nu? E mișto, parcă. Îmi place, îl pun. Se zic că nu ducem în extrem și auto-l Marian după un minut. Praguri. Bă, pragurile normale sunt super frumoase. N-avem... N-avem aici nimic. Nu, no, praguri nu-i pun. Praguri pentru că nu-mi place niciunul. Evacuări. Sunt foarte frumoase astea standard, dar și astea îmi plac. Haideți să vedem grila. Presupun că scoate asta. I-a pus acolo ceva W12. Fără număr. Asta îi pune și ploape. Ăsta arată destul de tare. Bine, nici nu mai zici că e grila aici. Nu-mi dau seama ce e. Trebuie să o scoatem afară ca să ne dăm seama. Dar e tare cu W12, știi? Deși și asta simplă. Și asta așa doar cu logo-ul negru arată bine. O lăsăm pe asta. Ia să vedem capotă. Capotă carbon. Carbon special hood. Nu, astea sunt cele de carbon. Uite, asta îmi place cum arată. Avem aici left fender. Ok. Asta și-o să, mamă, ce facem ăsta aici? Stai, mă, unde te bagi? Și roof, ia ce avem. Nu, roof ăsta îmi place. Bun, hai să vedem mai unele părți posibil să le mai schimbăm. Culoarea o vom lăsa așa momentan. Avem wheels și mergem la lowrider off-road tuner. Am înțeles că... mamă, dar sunt prea mari. Corect? Sunt prea mari astea. Sunt mult prea mari, sunt... Bine, ele sunt frumoase. Uite, astăzi niște jante ok. Sunt frumoase, dar nu pentru ce vrem noi. Adică, unde pui jantele astea pe mașina asta, știi? Bine, dacă o facem în stilul ăla, ar trebui să mergem full. Și cu tuning-ul. Bine, deși tuning-ul a mers destul de în extrem. Băi, sunt late rău, nu știu dacă am avea niște suspense. Și sunt și 30.000, nu pot să le pun de test, că rămân fără bani. 30.000 totuși, sunt mulți bani. În schimb, uite, astea zici că s-a leastoc. Ia uite-l.
Da, deci asta e pentru mașini, să faci ceva, o nebunie. Momentan lăsăm așa. Momentan lăsăm așa că sunt foarte indecis. Numărul, ce e, albastru al nostru, yellow, black, yellow and black, foarte frumos. Deși ar arăta foarte clean cu alb așa, arată, de fapt arată bine și așa. Geamuri fumurii, nu foarte fumurii, că nu vrem să avem probleme cu poliția. Uite, astea sunt perfect. Vă aștept la Drag Race-ul nostru, prima... Unde prima schimbare de ulei e gratis, nu mai ați beneficiați 50% toate produsele. Ia uzi, upgrade, ia să vedem. Ne interesează suspensia, să o lăsăm de tot. 4.000 costă, ok. Deci acum, nu știu cu roțile. Am găsit niște jante aici super frumoase, doar că nu prea pot să-mi dau eu seama că nu e lumină. Stai așa că sunt și ieftine, ne permitem. O să punem o culoare deschisă în caz de ceva ca să putem să le vedem. Nu-mi dau seama acolo. Alea la tuner, băi, sunt frumoase, dar nu pentru mașina noastră. Aici trebuie ceva impunător, spițe, ceva. Dacă le pun pe alea, decât, nu știu dacă au băieții să-mi o și lase jos, să-i facă ceva, ca așa să pun jantele alea. Nu merge mai degrabă, uite de aici ceva, sunt astea primele. E putem, mă, că urăsc, că-ți dai seama, nu văd nimic. Uite astea așa. Astea așa sunt chiar frumoase și sunt ieftine. Asta e varianta la ele, că sunt ieftine, știi? Nu dai mult. Ia să vedem aici. Mamă, dar cred că un gri arată bine mașina. Mamă, dar ce bine arată. Stai așa, că are la secundar. Nu secundar, are ceva pe ea de lucește. Lucește cumva. Uite așa, metal. E frumos așa, metal. Dar metalic aici cred că are. Da, 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 corect. Și vom pune ce nuanță să-i punem. Dă frumos, dă frumos. Oare, ia să vedem ăsta. S-a lovit cu Logan. Ia să vedem, ce am făcut aici, mă. Mamă. Nu, 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 nu-i las culoarea asta, e prea deschisă față de ce mă așteptam eu. Nu mai avem loc? Bine, oricum așteptam mult băiat. Aștept și acum ce să fac. Da, mă, îmi place cum a ieșit. Acum nu știu dacă ar da bine cu spoilerul acela micuț pe ea, știi? Ăla cel mai mic, cel mai mic. Și nu știu dacă am loc cu băiatul ăsta aici, ar trebui să am loc, ha? N-am loc. Aștept să ia, s-a mai mutat și el, m-a mai mutat și eu. Dar în schimb, băi, și are o suspensie mașina asta. Nu știu dacă au ei ceva mod. Mă mișcă cu mașina asta și de obicei nu are suspensiile astea așa, știi? Adică e foarte, foarte mișto. Și o să-i pun o nuanță puțin mai închisă la mașină. Cred că ar da bine. Ia să vedem. Să vedem ce ne iese. Ops. Vizual, respray, primary. Cam așa. Cam așa frumos. Și am zis noi să vedem. Apropo, serverul pe care noi suntem este No Limit. Aveți în descriere. Astea sunt mari. Vine ăla. Asta e destul de frumos. Ia, cum arată afară? Afară mă interesează. Da, mă, e ok, mă. E ok, mă, gri șobolan, așa. E tare, îmi place. Dar nu i-am făcut niște modificări, nici nu știu câțiva mai avem. Mai avem 50.000. Haide, mă, că ne-au ajuns banii, mă. Să-i punem și la motor. Ia și pune roțile alea mari, parcă, știi? Ne ajung banii. Mașina, normal, ca să vă zic, prindea 240, mă scuzați, nici un 400, am nebunit. 20.000 turbo. Acum, ce ar trebui noi să facem? Ar fi să-i dăm un test. Bă, dar parcă mai închis vreau. Așa. Nu mă împac deloc cu el. Ia. A venit poliția, a venit garda cu Loganul.
Aoleu, stai să sunt oamenii aici. Deci 240 era fără nicio modificare. Haideți să vedem după mulți bani băgați în mașina asta ce rezultă. Pleacă frumos, n-am ce să zic. Păi l-am lovit, mă. Bă, a, nu-i nimeni în mașină. Nu-i nimeni în mașină. Dă-i cu metre! Haide! Hai să vedem, o să trecem de domnii polițiști acolo să sperăm că nu mai sunt avaun și să dăm un top speed să vedem. Aia era garda? Cu radarul? Nu cred. Nu știu dacă am văzut bine, era o mașină după containerul ăla sau mi s-a părut mie. Nici nu cred că avem nevoie să-i dăm după vamă. Da, nu s-a mărit top speed-ul prea mult. O să facem cale întoarsă aici. Că n-are rost. N-are rost. E cam același top speed. Oricum, arată bine, îmi place. Până la urmă am dus-o puțin în extrem, dar... Ce să-i faci, mă, până la urmă? E mașină. E autocuatru, scrie acolo frumos. Navigație, e bărbat, un bărbat, ce să mai... Mașina e ca lumea. Îmi place cum a ieșit. Se putea și mai bine, știu, corect. Ia să vedem dacă îi găsim pe băieții ăia la garaj. Să vedem dacă poate să ne facă ceva la mașina asta. Poate au dat astea cu softuri, mă. Se pare că la garajul ăsta aici, mă. Ia. Uite, deja sunt... Mamă, nu mai aud eu după aici. 50%. Nu pot să acum merge și nu. Hai șefule, că lucrezi la aerul. Să trăiți. Salut. Mă scuzați, aici să pune și softuri și de-astea? Sau... Văzusem un anunț și puțin nedumerit așa. La softuri că mai lucrăm, dar se poate pune cu stage-uri, se punem de toate. Aoleu, și ziceți că aveți ce să-i faceți la asta așa? Vedem cum. Cât ar costa o manoperă de asta maximă, ce puteți să faceți aici? Manoperă la dumneavoastră, în ce costă? Eu pot să vă modific mașina de la 0 la 100. Wow. Puteți să o lăsați și mai jos așa? Hai că încercăm, sunt cheile în contact. Da. Wow. Frumos. Ești divă. Vă mulțumesc frumos. Ăsta așa e al dumintale? Aveți pană sau ce s-a întâmplat? Puteți? Zic, are pană? Pare așa, lăsa puțin. Ia să mergem aici la... La Vericu, cum s-ar zice. Se poate intra! Ciocă-n aici la ușa invizibilă. Ai, că intră așa, ce să fac? Așteptăm, să vedem ce... Mi-e trebuie cu mașina la domnul, vin și la mine. Ia uite ce se vede aici, ce ați făcut, mă, golanilor, la ce vă uitați? Ia uite ce are domnul nostru aici, e plin, garajul e plin. Mă, stai. Oare ce eu fac eu? Aștept afară, mă duc frumos afară. Mamă, leul face, fii atent. Leul face. A plecat și domnul. Bă, dar ce-o fi cu A7-le ăsta, așa? De e băgat el acolo, în pământ, în alea. Oricum, aștept, acum n-am ce să fac, aștept pe domnul să facă acolo și vedem ce-o fi, ce-o ieși. Da, spuneți. Cu suspensiile alea am dat o comandă că nu prea mai avem pe stoc. Să vă las mai jos decât este lăsată aia acum. În schimb, la performanță am văzut că este destul de bunicic, am mai adăugat eu câteva îmbunătățiri. Nu înțeleg. Cât face, domne, toată manopera asta așa, cu piese, cu tot? Tot ce am făcut eu deocamdată, cu ce avem și reducerile, vă las la 1500. 1500. Gata, domne. Doriți cash, transfer bancar, cum doriți? Cum doriți, dumneavoastră. Păi, vei dau direct cash, ce să mai. Uitați aici.
Da, veniți cu ce cheile le-am lăsat în contact, v-am și reparat-o. Vă mulțumesc frumos. Pentru nimic, seara faia asta, zi faia. Ați dat cu ceva prin interior, parcă miroase așa freș a munte. Am dat cu parfumul ăsta mai muntos, am acolo pe bancă. Ce lucește. Vă mulțumesc frumos. Spor să aveți, domnul. Mulțumesc, la fel. Ia să... Ai dat cu parfum de rument, șeful. Rument! W, a dat cu W40 de ăsta, pe aici l-a făcut. Mi-a făcut mașina. Și oare chiar... Aoleu, stai că era să-l termin pe băiat. Și oare chiar a făcut vreo modificare? Mi-a bulit ușa. A, nu, aici domnul polițist mi-a bulit ușa. Mi-a zis că mi-a reparat-o, m-a mințit. Ce să facem? Ai, mecanice pe România, ce să facem? M-am dus cu mașina întreagă, mi-a și lovit-o. Glumesc, probabil mi-a lovit-o mașina de poliție care era goală. Probabil și-a luat disconnect domnul, care era cu mașina. Hai să-i dăm și o spălare aici, la Nea Dorel. Să-i dăm frumos să vedem cum arată mașinuța noastră. Din ce e așa, nu prea pare că s-au făcut prea multe modificări. Mașina oricum era full. Mamă, da, mă, uite-o cum strălucește! Uite-o cum strălucește. I-aș da pe aici, dar mi este numai a garda. Mi este numai a garda. Nu faceți ca mine, nu faceți ca mine, că vă bagă ăștia la pușcărie dacă vă prind. Da, și eu. 190. Nu faceți ca mine, că mergeți direct. Ce pușcărie, spital, mașina e acolo, eu sunt aici, s-a terminat, ce să mai, nu mai facem nimic. Și am băgat-o, toată averea mea am băgat-o mașina asta, ca să vezi. N-am nici telefon, stau aici. Mângâi iar, bă, eu știu ce îi face. Las și eu episodul acesta aici, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Serverul îl aveți în descriere, un server frumos. Oare mă observă cineva aici dacă încep să urlu? Dar ce să mă audă că e acolo, eu sunt aici. A luat și elicopterul. Bă, posibil să mă vadă, fii atent, stai așa că posibil să mă vadă. Da, mașina gri și bolan. Ajutor! Ajutor! M-am simțit ca pe o insulă și a trecut ceva, știi, și ăla a fost momentul meu și gata, dus. Da, vă mulțumesc frumos, nu uitați să apăsați butonul de apreciere, dacă v-a plăcut, să vă abonați, dacă doriți să fiți la curent, este complet, complet gratuit. Și noi ne vedem la noi clipuri și noi live-uri, ce mai facem noi pe aici, o zi minunată seară în funcție de când vă uitați, IP-ul și Discord-ul serverului în descriere. Pa, pam!